Sărăcia este principala cauză care împiedică oamenii să ajungă la medic. Potrivit unui studiu realizat de Institutul Național de Statistică, peste 10% din totalul populației nu a putut consulta un medic specialist sau un medic stomatolog. Problemele de sănătate sunt în strânsă legătură cu posibilitățile materiale, respectiv cu veniturile românilor. Foarte mulți suferă de boli cronice sau de invaliditate, proporția fiind destul de ridicată, respectiv peste 20% din totalul populației, la persoanele cu vârsta de 16 ani și peste. Starea precară de sănătate a condus la limitarea activității lor zilnice. Toți cei care au declarat că nu pot apela la un medic specialist invocă lipsa banilor sau neglijarea problemei de sănătate. Situația este resimțită mai ales în rândul populației rurale, care este cea mai afectată. Unii oameni nu pot ajunge nici la medicul stomatolog din diverse motive, între care lipsa resurselor financiare, teama de medic sau distanța față de cabinetul stomatologic. Consecințele sunt cele cunoscute, respectiv pierderea dinților naturali sau chiar a întregii danturi.